Am să-l rog la sfârșit pe domnul ministru Rafila, foarte scurt, să vorbim despre situația creată de la Spitalul Pantelimon. Vă rog, domnul ministru. Da, mulțumesc. Deocamdată discutăm doar despre o sesizare, discutăm despre o situație care se și întâmplă în realitate. În cursul zilei de astăzi a apărut în presă un articol care menționa faptul că a existat o reclamație care a dus în atenția publicului o serie de morți suspecte la Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Pantelimon din București, în secția de ATI, circa 20 de persoane. Ulterior am văzut și documentul care a fost înaintat conducerii spitalului de directorul de îngrijiri. Directorul de îngrijiri era în concediu de odihnă și ar fi fost sesizat de o asistentă, nu cunoaștem numele acelei asistente, de la secția de ATI, care a menționat că medicii de acolo ar fi administrat incorrect o anumită substanță medicamentoasă, lucru care s-a soldat cu circa 20 de decese. Mâine dimineață, Corpul de Control al Ministrului Sănătății va fi prezent acolo. De asemenea, am rugat ca un reprezentant al Colegiului Medicilor, pentru că discutăm de o problemă de jurisdicție profesională, responsabilitatea revine Colegiului Medicilor din București de data aceasta. Un profesor reputat va sosi împreună cu echipa de control de la Ministerul Sănătății. În plus, în spital, managerul a dispus o anchetă internă cu medici din alte secții, care evaluează situația, dacă are legătură cu realitatea. Până în momentul de față nu putem să avem niciun fel de comentariu, pentru că discutăm de o decizie medicală, ori deciziile medicale și responsabilitatea pentru ele aparțin medicilor. Astfel de sesizări, în care nu avem nici măcar numele persoanei care a făcut această sesizare, până la urmă nu putem să facem altceva decât să le investigăm. Dacă acest caz a fost adus în atenția parchetului, organelor de urmărire penală, cu atât mai bine, ancheta va fi cu atât mai completă. Noi putem să facem o anchetă de natură administrativă, de natură profesională, Colegiul Medicilor, și orice fel de concluzie care naște suspiciuni referitoare la un tratament incorrect a acordat acestor pacienți va fi sesizată instituțiilor abilitate. Mulțumesc, domnul ministru. Vă mulțumim. Haideți să încep.